Salut, prieteni! Sunt șefoa și împreună cu prietenii mei de la NG o să fac cadou o casă de turtă dulce, pentru că dacă faci un cadou cu mâna ta, un cadou handmade, un cadou personalizat, are mai multă valoare și mai multă însemnătate și mai multă dragoste acolo, pentru că sunt șefoa și cu dragoste trebuie să gătim, cu dragoste trebuie să împărțim. În același timp trebuie să avem grijă și la cheltuieli, la bugete și așa mai departe. Acestea fiind spuse, mă apuc de treabă. Haideți! Da, decizii mari, cheltuieli mici și mai avem și aici vacanțe economisite. Și avem nevoie de 300 de grame de făină, eu am făină aici integrală. Nucșoară, dintr-o bucată o punem peste făină. Am aici și scorțișoară și ginger pudră, un pic de sare, bicarbonat de sodiu, o linguriță am aici. Și acum amestecăm mierea cu untul la temperatura camerei, cu cele 3 ouă pe care le vom folosi întregi. Așa, la cuptor. Și pentru că ne-a mai rămas puțină compoziție aici în bolul nostru, ne adăugăm niște făină. Iar cu noul aluat obținut o să ne jucăm și o să facem câteva figurine. E gata turta dulce, ne rămâne cât să facem casă din turta dulce. Mă ajut și tu? Da. Facem o căsuță? Deci... Îți mulțumesc pentru ajutor. Aceasta este căsuța noastră de turtă dulce și pentru că am avut un ajutor pe care m-am bazat, mi-a ieșit această minunăție. Trebuie să punem bolobocul pe acest coș. Ușor, încep, așa, în dreapta tu. Și sper să aveți și voi la fel spor și să vă iasă casa visurilor voastre. Asta e casa visurilor noastre.